Această rubrică este prezentată de Sanador. Histeroscopia este un procedeu mini-invaziv, cu ajutorul căruia noi medicii vedem interiorul cavității uterine. Accesul făcându-se cu ajutorul unui dispozitiv numit histeroscop pe cale vaginală prin colul uterin. Histeroscopia poate fi de două tipuri, diagnostică sau intervențională. Cea diagnostică se realizează cu un histeroscop de mici dimensiuni, între 3 și 4 mm. Cu ajutorul unui mediu de distensie salină, creăm o presiune în cavitatea uterină și putem vizualiza canalul cervical, cavitatea uterină, endometru, orificiile tubare, chiar și pasajul mediului de distensie lichidian prin acestea. Ea se folosește foarte mult în infertilitate, dar și pentru a diagnostica anumite patologii intrauterine. Histeroscopia intervențională este o metodă prin care noi realizăm tratarea patologiei ginecologice intrauterine. Folosim de data aceasta un histeroscop cu dimensiuni mai mari, maxim 8,5 mm, care cuplat la o cameră de luat vederi prin intermediul telescopului, vizualizează foarte bine cavitatea uterină și diagnosticăm și tratăm astfel diversele formațiuni aflate în aceasta. Cum ar fi? Polipii endometriali, fibromele uterine submucoase, așa zisele aderențe între pereții cavității uterine, sinechiile, precum și malformațiile congenitale de gen sept intrauterin. Este de scurtă durată, în primul rând, recuperarea este rapidă, analgezia în postoperator este minimă și pacienta își poate relua viața cotidiană destul de rapid. Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador.